Pentru acest video am pregătit încă o rețetă cu specific italian, una aș putea spune nu neapărat foarte populară pe plan internațional. Fac referire la o supă, se numește crepes in brodo. Pentru cei ce nu știți ce este, este de fapt o supă clară de pui care se servește sau se asociază cu niște clătite rulate cu pecorino. Pecorino este o brânză maturată de oaie cu un gust foarte predominant, un gust foarte puternic, mie îmi place foarte mult. Intră cu siguranță în topul preferințelor mele în materie de supe, așa că pentru acest video am încercat să filmez orice pas și să cântăresc orice ingredient, să nu existe secrete, tocmai pentru ca tu să ai practic același rezultat pe care l-am și eu. Prima oară vreau să încep cu puiul, nu înainte să vă spun și să vă arăt mai multe detalii legate de acesta. Nu țin să fac reclamă firmei, pe cât vreau să vă arăt mai degrabă ce am folosit eu mai exact. Puiul acesta galben am folosit destul de des în formarea supei și pot spune că este cea mai bună alegere. Eu tot timpul spăl puiul cu apă rece, nu vreau să risc tulburarea supei, așa că tot timpul am curățat bine interiorul de părțile închise. Trebuie să ai în calcul că cea mai bună supă o va forma spatele împreună cu carcasa de pui. Niciodată un pui întreg, niciodată pulpe, niciodată aripioare, bine, poți folosi, dar nu o să ai niciodată rezultatul pe care ți-l poate oferi spatele și carcasa de pui. Legumele sunt unele clasice pentru formarea unei supe de pui. Eu am tăiat foarte simplu 3 cepe pe jumătate, am tăiat în 3 o tulpină medie de țelină, morcovii în număr de 3, i-am tăiat foarte simplu pe jumătate, cred că așa scoți cel mai bine aroma din ei. După cum spuneam, am cântărit orice ingredient, să-ți dai și tu seama mai bine despre ce vorbesc. Ca să-ți dau un exemplu, carcasele mele de pui au cântărit undeva la 940 de grame, iar legumele toate adunate au cântărit undeva la 890 de grame. O rație destul de echilibrată între cele două, eu zic că va crea cea mai bună supă la final. Contează dacă pun puiul prima oară în oală, pentru mine da, dacă aș pune prima oară legumele și puiul deasupra, la fierbere puiul ar pluti și n-aș putea scoate totul din el. Să fiu exact cu piperul, am folosit 7 grame de piper boabe, să fiu la fel de exact și cu sarea, 28 de grame, împreună cu cele 3 frunze de dafin. Toate astea cu 3 litri de apă. Poate te gândești că sunt multe legume și multă carne, de fapt, atât cere o supă și atât este necesar. Dacă vorbim de o supă condimentată doar cu sare, cam astea ar trebui să fie și gramajele reale. Inclusiv focul este important la supă. Până în punctul fierberii am folosit un foc mediu spre mic. Odată cu fierberea, supa trebuie spumată. Tot timpul am considerat cumva spuma partea rea din pui. Totodată, dacă nu vei face această spumare, vei risca destul de mult tulburarea supei. În mod evident, n-am făcut asta cât timp a fost supa pe foc, am fost mai vigilent doar în prima parte a fierberii. După primul clocot, focul trebuie lăsat destul de mic. După cum vezi, fierberea nu este una foarte agresivă. Acum că am supa pe foc, vreau să pregătesc și aluatul de clătite. Ingredientele sunt unele clasice, doar gramajul diferă puțin. Am spart cele 4 ouă într-un bol, am adăugat 25 grame de zahăr, 10 grame de sare. Dacă te surprinde sau te miră cumva culoarea, ei bine, sunt ouă de la bunica, așa că pasta va face toată diferența. Dacă te întreb cumva de apă minerală sau de lapte în aluat, eu sincer nu folosesc nici una, nici alta, în special apa minerală, care prin acele bule nu face aluatul mai pufos, pe cât ar crea mai mult găuri înclătite. Metoda mea pentru a evita coculoasele, nu zic că nu sunt și alte metode la fel de bune, dar vreau să arăt doar ce fac eu. Eu amestec toată făina cu ouăle, îndată ce s-a împotmolit telul, am adăugat în prima fază 200 de ml de apă. Am amestecat bine până la formarea unui aluat mai gros. Au mai urmat încă 400 de ml de apă, deci în total 600. Apa am adăugat și pe ea în două tranșe, asta pentru a asigura cea mai bună omogenizare. În principiu, ideea acestui aluat este să folosești un ou la fiecare 100 de grame de făină folosită, zahărul ceva mai redus, iar sarea într-o cantitate mai considerabilă. Din când în când am fost atent să mai spume și supa. Iar după cum vezi, punctul de fierbere este destul de lin. Cred că nu are rost să mai spun cuiva cum se coc clătitele. Sunt sigur că fiecare a făcut asta mai devreme sau mai târziu. Normal, poți adăuga și ulei în tigaie, dar dacă ai o tigaie bună și încinsă, nu o să fie cazul. De asemenea, mie îmi place să fac clătita la foc mare, niciodată la foc mic. Cu cât va sta mai mult clătita pe foc, cu atât se va usca mai tare. Așa că pentru mine, undeva la 40, să zic 50 de secunde pentru fiecare parte, este suficient. De asemenea, eu nu prea prefer o culoare foarte pronunțată în urma coacerii. Consider că o culoare ușor maronie va oferi cel mai bun gust.
Dacă ar fi să intru și mai mult în detaliu, pentru fiecare clătită am folosit 70 de mililitri de aluat, iar baza tigăii are circumferința de 21 de centimetri. Gramajul și tigaia mi-au permis să fac 15 clătite. După 10 minute am acoperit cu o folie, asta pentru a evita uscarea. Cronometrând de la punctul de fierbere, supa mea a stat pe foc 2 ore jumătate, după cum spuneam, la foc mic. După ce s-au răcit și clătitele, am început să le rulez rând pe rând. Rularea clătitelor se face foarte simplu și foarte natural. Prânza pe corin o se rade cât mai fin pe toată suprafața clătitei și se rulează într-un stil cât mai strâns. Clătitele pot fi lăsate și întregi, dar consider că sunt prea mari pentru farfurie, așa că le-am tăiat în două. Un alt secret pentru cea mai bună supă de pui, dacă poate fi un secret, este să lași legumele și puiul în supă până când aceasta se răcește. Un minim de 3 ore este necesar, poate fi lăsat și 6 ore, în trecut lăsam de multe ori peste noapte, dar de data aceasta supa mea a stat la răcit 4 ore. Înainte de servire, supa trebuie neapărat înfierbântată. Am strecurat-o din nou, direct în bolul de servire. Nu am dus supa în punctul de fierbere, dar după cum vezi, este destul de înfierbântată. Clătitele nu pot fi lăsate în supă, eu le așez în farfurie doar la servire, pot fi păstrate așa cum sunt, adică rulate cu pecorino, dar acoperite cu o folie în frigider. În acest moment ne-am apropiat și de finalul rețetei. Pentru fiecare porție, 2 clătite sunt suficiente, adică 4 jumătăți, dar este supa mea favorită, așa că eu am folosit 5 jumătăți. Culoarea galbenă este grăsimea dată de pui, pentru că, în mod evident, nu am folosit niciun concentrat. Dacă calibrezi bine ingredientele, sarea este suficientă. Supa este una foarte bună, cel puțin după părerea mea, care merită să fie încercată. La final, este doar preferința mea să mai macin ceva piper negru. Asta poți să nu faci sau poate să faci și tu. Ca de obicei, eu sunt Alex Basarabă, te aștept la următoarea rețetă.